Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Phil Hogan s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Cei doi au discutat despre situația creată de pesta porcină africană. Totodată s-au purtat discuții despre o serie de acțiuni întreprinse la nivel guvernamental, al căror scop este dezvoltarea unei agriculturi competitive și despre programul de reabilitare a infrastructurii de irigații. Executivul și-a propus 2 milioane de hectare irigate în următorii 2 ani. Am prezentat domnului comisar situația creată de evoluția explozivă a pestei porcine africane, cu efecte atât în plan economico-financiar, dar și social. În acest context, am solicitat domnului comisar european acordarea întregului sprijin tehnic și financiar din partea Comisiei Europene pentru reducerea impactului nefast pe care pesta porcină africană l-a avut asupra agriculturii românești. Singurii bani europeni ajunși în România pentru epidemia de pestă porcină africană sunt cei alocați direct de Comisia Europeană din bugetul special pentru prevenția pestei porcine. Este vorba despre 1,2 milioane de euro bani alocați în perioada 2015-2018. Asistența europeană este foarte importantă pentru România, dată fiind ponderea agriculturii în economia românească. Datele statistice arată că agricultura a contribuit de o manieră consistentă la creșterea economică a României. Am discutat astăzi despre obiectivele majore ale României pe durata mandatului la președinția Consiliului Uniunii Europene, reafirmând importanța pe care România o acordă coeziunii proiectului european. În acest sens, politica agricolă comună, alături de politica de coeziune, joacă un rol important în generarea de creștere economică și convergență economică și socială. Phil Hogan a declarat că România este o țară europeană foarte puternică și și-a arătat mulțumirea pentru susținerea politicii agricole. You and your government have been very strong supporters of the European traditional policies of agriculture and cohesion. Ați fost foarte puternic suporter ai politicilor tradiționale de coeziune și politica agricolă comună. And this support is appreciated and we count on your support in the coming months when we will have intensive discussions about the budget for 2020 to 2027. Acest suport nu este uitat și cu siguranță se va ține cont, în special când discutăm bugetul pentru următoarea perioadă de timp, FFU. We are noting as well that the present policy you have on rural development is very successful. Ținem cont de faptul că actuala politică de dezvoltare rurală a avut succes mare. You have one of the highest absorption levels of funding in any rural development program in the European Union at 40%. La 40% aveți cea mai mare rată de absorbție a oricărui program de dezvoltare rurală din cadrul Uniunii Europene. Despre pesta porcină, comisarul european a declarat că și-a exprimat îngrijorarea vis-a-vis de modul cum se desfășoară evenimentele și că focarele avansează rapid. Totodată a semnalat faptul că sistemul de detectare al epidemiilor funcționează bine și acesta este un lucru de apreciat. Oficialii au căzut de acord să intensifice eforturile pentru a ține sub control boala și pentru a ajuta fermierii să treacă peste aceste momente. De asemenea, s-au alocat 2 milioane de euro pentru Direcția Sanitar-Veterinară.